Adulții cred tot timpul că jocurile copiilor sunt simple, dar nu e deloc așa. De exemplu, chiar dacă pare că tot ce se întâmplă pe scena festivalului Mamaia Copiilor este doar un joc, vreau să vă spun că totul este luat foarte în serios de către copii. Toți concurenții care vor urca pe scena festivalului au trecut printr-o serie de preselecții tare, tare serioase. Au repetat de câteva ori pe scena festivalului, au filmat și cărțile de vizită, ce mai, au muncit foarte mult. Veți vedea imagini pe parcursul celor patru serii. A sosit însă momentul să părăsim cabina capitanului, să pășim pe puntea navei și să prezentăm juriul din acest an. Haideți! Vom începe cu președintele juriului, doamna Smaranda Oțeanu Bunea, critic muzical, director fondator al operei comice pentru copii din București. Domnul Dumitru Lupu, compozitor, fondator al festivalului Mamaia Copiilor. Doamna Cătălina Chendea, reprezentantul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Domnul Marian Stere, textier, interpret de muzică ușoară, redactor la Radio România Internațional. Aplauze și pentru doamna doctor conferențiar Olimpia Urs, consilier superior, reprezentant al Ministerului Culturii și Patrimoniului Național. Domnul Viorel Gavrilă, compozitor, vicepreședinte al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, drepturi de autor. Domnul Grigore Constantinescu, profesor universal doctor, președintele Uniunii Criticilor Muzicale din România. Domnul Demeter Andraș, actor, reprezentant al Societății Române de Radiodifuziune. Și în ultimul rând, domnul Dan Maroliu, redactor șef al redacției Divertisment, reprezentantul Societății Române de Televiziune. Să ne uităm cu siguranță și pe doamna Cătălina Chendea, reprezentant al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Ei, juriul este pregătit. Jurații au fișele de jurizare la îndemână, pixuri, care sperăm noi că vor scrie numai și numai note de 10, iar concurenții, ei tremură în culise. De nerăbdare, bineînțeles, doar nu de emoții. Să nu-i mai lăsăm să aștepte nici pe ei și nici pe cei de acasă. Și să dăm start concursului! Primii care vor urca pe scenă vor fi cei 14 copii cu vârsta cuprinsă între 4 și 6 ani. Așadar, să înceapă cea de-a 12-a ediție a Festivalului Național de Creație și Interpretare Mamaia Copiilor! Avem o noutate absolută pentru Festivalul Național de Creație și Interpretare Mamaia Copiilor. În acest an va exista un premiu de popularitate care se va acorda concurentului care primește cele mai multe voturi din partea telespectatorilor. Așadar, numărul 1381 vă va sta la dispoziție pe tot parcursul serilor de concurs. Așadar, doamnelor și domnilor, fiți foarte atenți la fiecare concurent în parte, dar mai ales la numerele lor de intrare în concurs. Și dacă prestația v-a plăcut, trimiteți rapid SMS la 1381. Scrieți 01 dacă v-a plăcut primul concurent al serii, 02 dacă v-a plăcut al doilea, 03 pentru al treilea și tot așa până la 70. În această seară vom avea un număr de 32 de concurenți. Așadar, să recapitulăm. 01, 02, 03, 04, 05, 13. Trimiteți SMS pentru fiecare concurent în parte la 1381. Tariful unui asemenea mesaj este de 0,5 euro, TVA inclus. Trebuie să știți că puteți trimite SMS din oricare dintre rețelele de telefonie mobilă. Sunteți pregătiți să dăm start? Vot! Haideți să numărăm împreună! 5, 4, 3, 2, 1, start, vot, start, concurs!